Salutare! Azi ne-a ajuns al doilea pachet de la IQS. Am luat niște accesorii și niște țigări. Am luat un cartuș de 10 țigări, dar după cutia asta mi se pare că nu e aici, sincer să fiu. Și o să facem un mic unboxing împreună, să vedem cum sunt accesoriile respective și cum se comportă pe aparat, cum arată, ce materiale sunt. Să deschidem cutia. Este o cutie standard albă. Nu s-a ambalată. Ah, uite că sunt aici. Foarte frumos prezentarea și împachetarea, sincer. Astea sunt cartușele de țigări. Cartușul de țigări. Aici avem 10 pachete de țigări. Am mers pe TIC, se numește. Asta îmi plac mie cel mai mult, că sunt cele mai asemănătoare de cele mai asemănătoare cu țigările normale, și am zis să iau un pachet de genul. Știți că în ultimul video, dacă vă uitați la el, o să-l pun în descriere, puteți să vă duceți să vă uitați, când am făcut prezentarea la aparat. Am primit niște monstre pe care să le testăm, și unul dintre ele era Ticu, care vi l-am arătat mai devreme. Ăla mi-a plăcut cel mai mult dintre toate. Așa, și în pachet am mai cumpărat două huse pentru aparat. Unul este verde, iar unul este albastru. Și hai să vedem cum arată. Așa. O să-l deschidem prima dată pe asta. Cel verde este din același material ca cel negru, o piele, o imitație de piele. Am înțeleg și cum ar trebui deschis. Aș vrea să păstrez totuși cutiile, că întotdeauna mi-a plăcut să am cutiile intacte la produse. Ok. Super mișto ambalajul. Și așa arată husa. Oh, super. Am și un mic magnet aici. Da, chiar foarte mișto. Asta este husa, este tot un fel de piele, fix ca cea neagră. Și cu piele întoarsă pe partea asta altă. Și automat cu scrie IQS Originals pe el aici. Plus trademark cu IQS pe partea asta altă. Ia să vedem cum se comportă pe aparat. Foarte simplu, plug and play practic, doar le prinzi magnetul respectiv. Așa arată pe verde. Aparatul este un pic murdar, dar negru cu verde. Și ăsta era cel standard, negru standard. Și mai avem unul albastru din alt material. Îl deschidem și pe ăsta. Dacă pot. Așa. Și așa arată ăsta alt. E din alt material, e un fel de. Pare un fel de blug, sincer, la mână. Foarte mișto. Cam așa arată. La fel pe dinăuntru, un fel de piele întoarsă. Magneții standard. Trademark-ul IQS Original. Și pe partea asta IQS și o scamă. Și să vedem cum arată pe aparat. Și așa arată pe aparat. A fost 15 euro fiecare. Și ajung destul de repede, cel puțin pe Elveția. Dacă le comanzi până în ora 4, a doua zi ți ajung. Deci le-am comandat ieri pe la 10 dimineața și azi, în jurul orei 12, mi-a ajuns. Cam asta ar fi. Astea sunt toate accesoriile, practic pentru el, și desigur și
țigările. Vă mulțumesc și dacă vreți să mai vedeți videoclipuri de genul, dați un like, share și subscribe și vă aștept la mine pe canal. Ciao!